Primii 26 de ani i-am petrecut la țară, la sat, și în timpul acela, neavând mașină, mă deplasam din sat spre orașul apropiat, Caransebeș, cu bicicleta uneori, alteori cu mijloacele de transport. Într-una din aceste drumuri, din același sat, mergea spre oraș împreună cu mine un polițist, tot cu bicicleta. În discuția noastră, stând de vorbă, sigur am început să vorbim din Scriptură, el mai cunoștea câte ceva, și mereu auzea despre Iisus în această discuție. Și el a zis cam așa: chiar mi-ar place să fiu cu Iisus, să fiu credincios. Dar se pare că voi cam exagerați, îl băgați pe Iisus în toate, prea mult. Înțeleg, o zi pe săptămână, dar voi în fiecare zi sunteți cu Iisus. Citeam zilele trecute următorul gând. Cineva spunea așa, discutând sigur cu prietenii lui, analizând situația: toți cred că am înnebunit. Ei îmi zic, treaba asta cu Iisus o iei prea în serios. Iar el a răspuns: e bine, nu știu, dar Hristos m-a tratat într-un mod atât de serios când a murit pentru mine pe cruce. Astăzi suntem aici să-L sărbătorim pe Fiul lui Dumnezeu. Suntem aici pentru că Domnul Iisus Hristos a pus preț pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Și valoarea nu ne este dată de câți bani avem, și nu-i rău să avem, avem nevoie de ei. Valoarea nu este dată cât de educați suntem, și nu-i rău să fim educați și civilizați. Valoarea nu este dată de statutul social și poziția în societate pe care o avem, ci valoarea fiecărui om este dată de faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care îl sărbătorim astăzi stând la masa Lui, a plătit același preț pentru fiecare, binecuvântat să fie numele Lui. Cuvântul din această dimineață pe care l-am citit, îl prezintă pe Domnul Iisus. Despre cine altcineva am putea să vorbim în întâlnirile noastre? El trebuie să fie în centru. El trebuie să fie primul. Și cuvântul din Cartea Evrei îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui ca fiind superioară oricărei lucrări. Persoana Domnului Iisus este prezentată ca fiind superioară lui Moise, lui Aron. Preoția Lui este prezentată ca fiind deasupra preoției vechiului legământ. Lucrarea pe care El a făcut-o, jertfa pe care a depus-o, este superioară tuturor jertfelor din toate timpurile. Și sigur că El ne-a adus multe binecuvântări. Prin moartea Lui, noi suntem binecuvântați. S-a cântat atât de frumos în această dimineață aici, câte binecuvântări ne-a adus Domnul Iisus prin moartea pe cruce pentru fiecare dintre noi. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre aceste binecuvântări pe care El ni le-a adus, dar în același timp și despre obligațiile care vin împreună cu binecuvântările. Dacă stai de vorbă cu copiii, ei vor ști că au drepturi. Și spune, dreptul meu să fiu tratat așa și așa și așa. Dar uită uneori că au și obligații. Angajații, în general, știu despre drepturile lor. Dar uită uneori că au și obligații, nu doar avantaje și drepturi. În biserică se întâmplă la fel. Avem cu toții și în statutul nostru este, sunt prinse aceste drepturi pe care le avem ca și membri într-o biserică locală. Dar tot în statut sunt trecute și obligațiile pe care le avem ca și membri în biserica locală. Domnul ne-a adus multe binecuvântări. Ne vom uita din pasajul acesta la câteva dintre ele în această dimineață. Dar în același timp, nu uitați că binecuvântările de la Domnul vin împreună cu obligații pentru noi. Drepturile pe care le avem sunt legate
de anumite responsabilități pe care le primim. Dumnezeu vrea să primim aceste binecuvântări aduse de Domnul Iisus, dar El vrea să ne asumăm și obligațiile care vin în urma acestor binecuvântări. Iisus este Mântuitor, dar și Domn. Multor oameni le-ar place ca Iisus să-i mântuiască. Simt unii povara păcatelor în viața lor. Simt greutatea păcatelor care apasă pe conștiința lor și simt nevoia aceasta de a fi eliberați de această povară. Dar întrebarea este, vor ei să rămână sub domnia lui Hristos? Vor ei ca Iisus să fie totul în viața lor? Vor ca Iisus să fie în fiecare zi Domnul vieții lor? Să facă ce le spune Iisus, nimic mai mult și nimic mai puțin? Mulți vor ca Iisus să-i mântuiască, să-i salveze de bolile lor. Și tuturor de aici ne-ar place să fim sănătoși, mereu și mereu, să nu mai îmbătrânim, să nu ne mai doară nimic. La toți ne-ar place asta. Ne-ar place ca Iisus să intervină în viața noastră, să ne vindece bolile noastre. Și El o face. Întrebarea este, ce facem după aceea? Îi dăm viața noastră Lui? Îl lăsăm să fie Domn? Sau doar să ne salveze de boală și să ne vedem de viață în continuare? El ne-a adus multe binecuvântări. Ne-ar place ca El să ne salveze din problemele financiare, dacă le avem. Și poate strigăm la El și spunem, Doamne, ajută-mă! Doamne, izbăvește-mă! Doamne, sunt jos! Și după ce El ne dă și El își întinde mâna și ne binecuvintează, îl lăsăm să domnească peste noi? Îl recunoaștem ca Domn, oferindu-i ceea ce este a Lui din ceea ce ne-a dat? Sau îi spunem, mulțumesc pentru binecuvântări, eu sunt obișnuit doar cu a primi, de dat, Doamne, obligații, știi, încearcă în altă parte. Iisus a venit să fie Mântuitorul nostru, dar și Domnul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să vedem, așadar, câteva binecuvântări pe care ni le-a adus. Stând la masa Lui, trebuie să ne amintim de ele, pentru că ele ne ajută. Noi toți suntem într-o lume care este împotriva Lui Dumnezeu. Trăim în mijlocul unor oameni care, așa cum spunea Petru în vremea lui, un neam ticălos, o generație care stă împotriva voiei lui Dumnezeu și ajung atât de împotrivitori încât prin legi, prin hotărâri ale națiunilor, vor să dărâme toate principiile puse de Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, să o arunce undeva deoparte și să-și vadă de viața lor. Trăim în această lume și avem nevoie să știm câte binecuvântări ne-a adus Domnul. Când știi cine ești în Hristos, când știi ce binecuvântări ți-a dat, poți să mergi mai ușor înainte. Poți să faci față tuturor presiunilor acestei vieți. Haideți să vedem mai întâi câteva lucruri despre înfiere. Scriptura ne spune, în versetele pe care le-am citit, de la 10 la 12, în felul următor. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate, și care voia să ducă pe mulți fii în slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Atunci când Iisus a murit, ne-a deschis nouă poartă, ne-a deschis nouă cale să devenim copii al lui Dumnezeu, să fim înfiați sau adoptați în familia lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că prin actul creației toți suntem creatura lui Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi ne tragem din neamul Lui, spune Apostolul Pavel. N-am apărut din alte lucruri, n-am apărut în evoluție, și ne-a făcut Dumnezeu, spune Scriptura, după chipul și asemănarea Lui. Toți prin creație suntem copiii lui Dumnezeu. El ne-a făcut. Dar prin neascultare, ne spune Scriptura, că am devenit, zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, păcătoși. Am devenit, spune el, nelegiuiți. Am călcat legea lui Dumnezeu. Am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu. Am devenit fără putere. Iar în epistola către Efeseni el spune, eram fără Hristos,
fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Oameni străini de Dumnezeu. Ne-am înstrăinat, n-am vrut să fim în familia Lui, n-am vrut să rămânem copiii Lui. Păcatele pe care le-am făcut ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Așa cum frumos au surprins copiii în cântarea lor, Isaia 53 spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de calea lui, de drumul lui, de direcția lui, care credea el că este bună. Domnul Iisus însă a suferit, a murit, trupul lui a fost frânt, sângele lui a fost vărsat, ca să ne readucă la Tatăl. Așa citim în pasajul acesta, să ducă pe mulți fii în slavă. Nu i-a fost rușine să ne numească cum? Frați cu El, binecuvântat să fie numele Lui. Ne-a făcut Domnul copii de Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, Scriptura arată o situație, versetul 11 și apoi 12, că Domnul Iisus a venit la ai săi sau într-o ale sale, dar ai săi nu L-au primit. Evreii au spus, n-avem nevoie de tine, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Aceasta ne-a dus Domnul Iisus Hristos, dreptul acesta să ne facem copii ai Lui Dumnezeu. O, ce mântuitor avem noi! El s-a făcut una cu noi, primind păcatul nostru, și apoi s-a făcut una cu noi, ducându-ne în slava Sa, exclama cineva. Ce mare mântuitor avem noi! Însă, acest statut de copil al lui Dumnezeu te obligă și mă obligă. Faptul că Domnul ne-a scos din înstrăinarea noastră, faptul că Domnul ne-a întors din rătăcirea noastră și ne-a făcut acum de drept copiii Săi, ne-a făcut părtași, spune Scriptura, firii sau naturii dumnezeiești, a pus în noi, așa cum ni s-a amintit în această dimineață, Duhul Lui Cel Sfânt, ne obligă tare mult. Ne uităm uneori spre legea veche, spre legea din Vechiul Legământ și ne gândim și zicem ce greu era să ții legea, câte obligații, câte responsabilități. Vreau să vă spun în această dimineață ceea ce dumneavoastră deja știți. Harul obligă și mai mult. Legea obliga într-o anumită măsură, dar harul nemăsurat al lui Dumnezeu atrage responsabilități la fel de mari. Haideți să vedem, având acest statut, ce spune Scriptura, ce ne învață Mântuitorul, care sunt obligațiile noastre, așa, concentrat și luate așa în mare. În Matei 5, versetele de la 44 la 48, citim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune și ne arată câteva dintre aceste obligații. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, dacă cineva crede că e ușor asta, încercați să vedeți, amintiți-vă acum dușmanul pe care îl aveți, eu știu unde e, dacă este vreunul dintre oameni, și gândiți-vă ce înseamnă să faci tot ce e bine pentru el. Binecuvântați pe cei ce vă blestem. Amintiți-vă de ultimul care v-a jignit și v-a făcut să vă simțiți așa rău. Te duci la el și să-l iei în brațe și să spui, Iisus te iubește, mi-a spus să te binecuvintez, vreau să-ți meargă bine. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar, uitați ce cere harul, voi fiți dar cum? Ne frică de cuvântul ăsta. Asta înseamnă să tinzi spre perfecțiune. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ne obligă harul? Ne obligă statutul acesta de copii al lui Dumnezeu la ceva? Wow! Câte obligații! Câte responsabilități! Iisus este Mântuitor! Ne-a mântuit, ne-a făcut copiii lui Dumnezeu, ne-a dat dreptul acesta din fie ai rătăcirii să fim copii al lui Dumnezeu. Dar când vin familia lui Dumnezeu, nu mai poți trăi ca un fiu al rătăcirii. Ești chemat să seameni cu Tatăl tău, să te asemeni cu Dumnezeu, cu Cel despre care tu spui că este Tatăl tău, să fii ca El. E standard înalt. E mult de lucru. Cine crede că harul e ieftin, se amăgește singur.
Harul obligă. Binecuvântarea aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu te cheamă să-L reprezinți frumos pe tatăl tău. Spunea Mântuitorul în altă situație, în Matei capitolul 7, versetul 21, despre oameni care zic ei așa, după mintea lor, ușor cu buzele, nu? Doamne, 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 cât de minunat ești Tu! Și Domnul spunea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Când ești copil al lui Dumnezeu, ai acest har pe care nu-l are oricine. Ați văzut oamenii astăzi care se laudă, tineri în special, adolescenți, cine-i tata, cine-i mama și le-i atât de drag să spună cine este. Noi suntem copii al lui Dumnezeu și trebuie să ne lăudăm cu asta. Trebuie să spunem, Dumnezeu e tatăl meu, dar cel care se uită la tine și la mine trebuie să vadă că eu seamăn cu tatăl, că eu sunt ca tatăl, că tind, că mă lupt, că vreau, că mă silesc să fiu ca el. Dreptul acesta de copil al lui Dumnezeu mă obligă. Unul care nu este din familie a fost primit în familie, se bucură de toate drepturile ca și un copil natural. Și noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, dar nu-i poți spune tată dacă nu ești frate cu Hristos. Nu poți să-i spui Tatălui Dumnezeu dacă n-ai devenit copil al lui Dumnezeu. În această dimineață ești aici și poate te-ai rugat de multe ori rugăciunea aceasta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar vreau să te întreb, ești sigur că ai devenit copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus? Ai avut un moment în viața ta pe care poți să-l marchezi și să spui, atunci, în momentul acela, prin credință am devenit copilul lui Dumnezeu? Dacă n-ai avut acest moment, este timpul în această dimineață să te oprești din rătăcire, să te oprești din alergare, să te oprești din mersul lumii acesteia, să pui capăt păcatelor tale și să spui, Dumnezeule, ai milă de mine. Tată din ceruri, vreau să mă întorc cu pocăință la tine. Vreau să devin în această zi, în această dimineață, un copil al tău. Dacă ai făcut-o, nu uita că acest nou statut pe care îl ai de copil al lui Dumnezeu te obligă enorm de mult. Te obligă enorm de mult. Așa să te gândești la asta. Astăzi ești în biserică, mâine vei merge între oameni răi, ca și mine, ca și majoritatea de aici. Nu suntem undeva izolați, într-o sferă acoperiți, să nu fim înconjurați de oameni răi. Ei sunt lângă noi. Acolo, între acei oameni, la școală, la locul de muncă, în societate, în relații, în afaceri, tu trebuie să te asemeni cu Tatăl din ceruri. Dacă spui că ești copilul lui Dumnezeu astăzi, stând la masa Lui, trebuie să o spui și mâine prin faptele pe care le faci. Să vadă toți că ești copilul lui Dumnezeu. Să vadă toți că nu ești ca ei. Dacă ei mint, tu nu minți. Dacă ei înșală, tu nu înșeli. Dacă ei fură, tu nu furi. Dacă ei se uită la ceea ce nu trebuie, tu nu te uiți. Dacă ei râd când n-ar trebui să râdă, tu nu râzi împreună cu ei. Să vadă că semeni cu Tatăl din ceruri. Ești copilul lui Dumnezeu. Trăiește ca și copil al lui Dumnezeu. Apoi, o altă binecuvântare pe care Domnul ne-a adus-o și pasajul acesta ne-o prezintă este sfințirea. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11 din Evrei 2, că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Unul dintre atributele prezentate mult în Scriptură despre Dumnezeu, toată Scriptura prezintă lucrul acesta. Legea arăta prin toate poruncile care existau că Dumnezeu este sfânt. Scriptura în Noul Testament ne arată că Dumnezeul pe care îl slujim este sfânt, adică este în afara răului. Și despre casa lui Dumnezeu, Scriptura spune că podoaba casei tale este sfințenia. Așa trebuie să fie podoaba casei lui Dumnezeu, sfințenia. Sfânt mai înseamnă consacrat sau închinat lui Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și în Vechiul Legământ vedem cortul, uneltele, preoții, în Noul Testament vedem oamenii care sunt numiți sfinți. Și aici Scriptura ne spune, amintindu-le celor de atunci și nouă astăzi, că cel care sfințește și cei care sunt sfințiți sunt dintr-unul care este sfânt, din Dumnezeu. Mântuitorul spunea în rugăciunea de mare preot, eu mă sfințesc pentru ei. Când Iisus a murit pe cruce,
El a devenit, spune Pavel în altă parte, sfințire pentru noi, neprihănire pentru noi, pace pentru noi. El s-a sfințit, s-a consacrat în locul nostru, după înfiere, care este un act. Pentru omul credincios urmează sfințirea, care este un proces și care durează toată viața. Suntem în școala lui Hristos nu pentru 5 ani, nu pentru 6, să facem liceu, să luăm licență, apoi masterat, doctorat. Nu, în școala lui Hristos suntem toată viața. Toată viața trebuie să urcăm. Suntem într-un urcuș spiritual, din statutul acela de nou născut în familia lui Dumnezeu prin credință. Când ai primit dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu, trebuie să crești, să te maturizezi, să ajungi să fii ca Tatăl din cerul. Este un proces care durează toată viața. Și Scriptura spune în epistola a doua lui Petru, în capitolul 1, primele 7 versete, că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Harul lui Dumnezeu ne dă posibilitatea să fim sfinți. Standardul este atât de sus, încât prin puterea noastră n-avem nicio șansă. De aceea am sărbătorit Rusaliile, cinzecimea, coborârea Duhului Sfânt. Să ne amintim că depindem de Dumnezeu și avem nevoie de puterea Lui dumnezeiască în noi, care să ne ajute să fim sfinți în toată purtarea noastră. Noi nu putem. Standardul este înalt. Poate vom încerca o zi, o săptămână, vom reuși ceva. Dar dacă nu ne ajută Dumnezeu, ne vom învârti așa într-un cerc de încercare reușită pentru o perioadă, cădere. Și din nou, și din nou, și din nou. Dar când Harul Lui Dumnezeu ne invadează viața, puterea Lui ne umple, atunci putem să trăim și să zicem, trăiesc! Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. E nevoie și de efort personal. E nevoie și de efort personal. Harul lui Dumnezeu lucrează împreună cu voința noastră. Domnul Iisus spunea așa în rugăciunea lui de mijlocire. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Acum să nu ne imaginăm că dacă luăm Scriptura și o purtăm așa, aici, sau mai mică și în buzunar, sau dormind cu capul pe ea în loc de perină, vom deveni sfinți în mod automat. Cum ne sfințește Domnul prin cuvânt? Haideți să vedem ce spune tot cuvântul în privința aceasta și ne arată Scriptura cum ne sfințește Domnul prin cuvânt. Apostolul Iacov spunea în epistola lui că Domnul ne-a dat cuvântul și zice, ne uităm în el cum? Ca într-o oglindă și ne vedem. Dar trebuie să ne uităm cu atenție pentru a dori transformarea, să ne lăsăm modelați de cuvânt. Și eu, probabil ca majoritatea dintre dumneavoastră, înainte de a veni în această dimineață aici, am trecut pe la oglindă. Așa-i? N-am vrut să venim oricum aici, să ne vadă cel de lângă noi, să zică, măi, dar nu s-a spălat pe ochi, părul îi stă, eu știu cum îi stă. Dar am trecut prin fața oglinzii, pentru că am vrut să venim aici frumos, la adunare, să arătă bine și nu-i rău. Dar vreau să întreb în această dimineață, înainte de a veni, în săptămâna aceasta, știind că e masa Domnului, am trecut prin fața oglinzii? Ne-am uitat noi în oglinda cuvântului lui Dumnezeu să vedem nu corpul acesta care trece, ci omul acela dinăuntru despre care am predicat, care trebuie cum să fie, să se noiască în fiecare zi. Să fie asemenea lui Hristos, să crească în sfințire. Am trecut noi prin fața oglinzii. Frate, am atâtea de făcut în fiecare zi. Știu ce înseamnă viața asta să alegi de dimineața până seara. Să trudești, să te zbați, să te lupți, să câștigi o pâine pentru familia ta, pentru casa ta, să faci ceva pentru copiii tăi, să le lași ceva în urmă și nu datorii. Da? Știu ce înseamnă. Nu e ușor. Dar cu toate acestea, avem această obligație să trecem prin fața oglinzii înainte de a veni aici. Și trecând prin fața oglinzii să ne analizăm în acest cuvânt și prin el să fim sfințiți, să ne raportăm în permanență la cuvânt și apoi să aplicăm cuvântul la viața noastră. Spun așa, singura șansă de a rămâne credincioși lui Dumnezeu este să rămânem credincioși cuvântului Său. Să ne supunem autorității Lui, să nu ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, să nu cedăm credincioșilor necredincioși. Lumea în care noi trăim este deosebit de religioasă, dar ceea ce face lumea, ce promovează lumea, ce legiferează lumea, este de multe ori împotriva lui Dumnezeu, împotriva bunului simț, împotriva normelor de bun simț, a normelor morale
cu care au fost învățați bunicii și străbunicii și părinții noștri. Și în fața acestei lumi credincioase vom putea să rămânem sfinți numai dacă ne supunem autorității cuvântului. Numai dacă spunem, Doamne, Tu ai dreptate și eu mă plec sub cuvânt, recunosc că oglinda Ta este adevărul și vreau să fac ce-mi spune cuvântul Tău. Sfințirea oferită de Domnul ne obligă și vreau să citesc în sensul acesta ce spune Apostolul Petru în prima lui carte, în prima lui epistolă la capitolul 1, versetele de la 14 și în continuare, să vedeți cum această sfințire oferită de Domnul Iisus mă obligă și te obligă. Vorbim despre binecuvântări, dar vorbim și despre responsabilități. Zice Scriptura așa, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Toți am avut pofte, nebunii de ale noastre, de ale lumii. Prinși de ele, legați. Acum Domnul ne-a sfințit. Zice, nu vă mai lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Atunci ziceai, Domnul, e bine, du-te pe unul care face nebuniile care le face, spune că face rău. Ha, toată lumea face asta. Oamenii nu știu. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, să nu uităm de asta. Pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și acum îi se amintește de jertfă, de răscumpărare. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Vedeți? Ne obligă sfințirea pe care Domnul ne-a adus-o? Da, El ne sfințește. El ne face să fim așa cum vrea Dumnezeu. El ne ajută în acest proces. Dar această binecuvântare a sfințirii ne obligă și pe noi să ne luptăm să fim sfinți. Să ne luptăm să fim așa cum îi place lui Dumnezeu. Sau cum zice Scriptura, vândem fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, zice Pavel. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că sufletul tău, trupul tău, ochii tăi, urechile tale, limba ta, mâinile tale, picioarele tale, toate trebuie să fie consacrate lui Dumnezeu, să fie puse în slujba lui Dumnezeu, să fie puse pe altarul lui Dumnezeu. O cântare pe care am învățat-o când eram copil, pe care o știm probabil, spunea cam așa, nu o să o cânt, o să spun câteva versuri. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, ochișor, unde privești. Ai grijă, urechiușă, ce asculți. De ce? Ai grijă, inimioară, ce iubești. Căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Așa să ne uităm la noi în această dimineață. La ceea ce spune Scriptura. În Apocalipsa 22, versetul 11, partea finală zice, cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu ne-a chemat să trăim separați de lume și consacrați pentru Dumnezeu. El ne vrea 100%. Iisus a fost făcut sfințire pentru noi prin jertfa Lui. Acum ne cheamă și pe noi să ne alăturăm acestei sfințiri, să trăim sfinți și mai departe. Nu poți să spui, pentru 3 ore suspend starea de sfințire la care Domnul mă cheamă. Mă trebuie să-mi rezolv treburile mele. Am anumite pofte pe care trebuie să mi le îndeplinesc. N-ai cum să suspenzi asta. Ori cauți să fii sfânt, ori, cum spune Scriptura mai sus, cine este nedrept, nedrept mai departe, întinat mai departe, Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Aș vrea să ne uităm în această dimineață la noi. Vom întinde mâna să luăm din pâine, să bem din rodul viței. Acolo e prezent Domnul Iisus. El vine, luăm din El, gustăm din El. Întrebarea este, cât m-am luptat să fiu sfânt? Nu e ușor. Dumnezeu nu ne-a chemat la o pocăință ușoară. Standardul este sus, dar El ne dă har și noi trebuie să punem voința noastră la lucru ca să ne ducem sfințirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și vreau să închei o altă binecuvântare prezentată în pasajul acesta, așa nume, Domnul ne-a adus biruința. Scriptura spune aici, versetele 14 și 15, astfel dar,
deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii. Tot așa și el s-a făcut părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Moartea și frica au venit datorită păcatului. Dumnezeu a spus primilor oameni, în clipa în care veți mânca și nu veți asculta ce se va întâmpla cu voi, veți muri. Și apoi când Dumnezeu l-a chemat, Adame, unde ești? Răspunsul lui a fost, mi-a fost frică. Astea au venit datorită neascultării, și moartea și frica. Iisus a stat pe cruce, Iisus a murit acolo, Iisus s-a făcut blestem în locul nostru ca să ne izbăvească și de moarte și de frică, binecuvântat să fie numele Lui. Iisus ca om a murit, dar când a murit El, spune Scriptura în pasajul acesta că Domnul l-a făcut fără putere pe diavolul. Așa citim în pasajul acesta, ca să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. I-a luat puterea. Îmi place atât de mult ce spune Apostolul Pavel prezentând aspectul acesta al biruinței Domnului în Coloseni, capitolul 2, versetele de la 14 la 15. Atât de frumos el surprinde această biruință a Domnului și zice așa. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce, binecuvântat să fie Domnul. Gândiți-vă la o listă din asta. Se practică, da, pentru că nu sunt bani suficienți, oamenii cumpără cum? Pe datorie. Și în special la sate, în mediul acesta, acolo la prăvălie, este un caiet în care se trece 3 kg de zahăr, 5 de ulei, 10 pâini, eu știu. Și este un zapis întreg, trecut acolo, cu tot felul de datorii pe care le are omul. Și atunci, când vine scadența, trebuie să mergi și să achiți acele datorii. Noi în fața lui Dumnezeu am fost datori cu multe, multe le-am făcut. Dar când Domnul a murit, acest zapis cu toate datoriile lumii, spune Scriptura, că a fost nimicit, mărit să fie Domnul. Și există posibilitatea pentru fiecare om din toate timpurile să primească în baza jertfei Domnului Iisus iertare de păcate și mântuirea sufletului. Să fie luată povara aceasta a păcatelor. Dar a mai făcut Domnul ceva. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. L-a lovit pe diavolul și, așa cum spune Scriptura în Geneza, s-a împlinit cuvântul acela. I-a zdrobit capul. L-a dezbrăcat și l-a făcut de rușine în fața Universului. L-a făcut fără putere. I-a luat centrul de comandă. L-a distrus. Sigur că el lucrează, dar nu mai are putere. Iisus Mântuitorul a spus în urma morții și învierii lui, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și am cântat atât de frumos în această dimineață că El este suveranul și Domnul. Binecuvântat să fie El. De aceea creștinii de la început au știut ce autoritate au. Au știut ce domn au și s-au dus când s-au confruntat cu forțele demonice. Era un om într-o insulă, în Pafos, Elima vrăjitorul. Pavel a ajuns acolo, predica Evanghelia cu putere și dregătorul de acolo, conducătorul, era gata să primească credința, dar diavolul nu-i place când oamenii vor să se pocăiască. Nu i-a plăcut nici atunci, nu-i place nici acum, n-ar vrea să-i scape, ar vrea să-i ducă pe toți cu el în iad. Și a încercat, zice Scriptura, acest vrăjitor să-l abată pe dregător de la credință. Dar Pavel s-a uitat țintă la el și l-a numit așa cum era, fiul al diavolului. Ești plin de satan. Dar știi ce face Dumnezeu cu tine azi? Îți ia puterea, te orbește. Pentru ca omul acesta să vadă și să creadă că Dumnezeu este cu noi și că Iisus este singurul Mântuitor. Și peste el a căzut întunericul peste acest vrăjitor. De ce? Puterea este a lui Iisus. Mântuitorul ne spunea, veți călca peste șerpi, peste năpârci, și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Am auzit mărturia fratelui Lazar Gog și familia care este aici poate, sigur, își amintește de această mărturie. Când a avut loc o trezire acolo în biserică și în jur de 300 de suflete au fost botezate cu Duhul Sfânt, la una dintre întâlnirile de stăruință,
Fratele a fost chemat și un alt frate care se ocupa de rugăciune acolo a spus: frate Go, cred că aici avem o problemă. Și fratele s-a dus, a văzut situația și fratele a zis: tânărul acesta se manifestă ciudat, încercați să vorbiți cu el. Nu vrea să vorbească cu nimeni. Fratele Lazar mărturisește: m-am dus la el, stătea întins pe jos ca și cum ar fi dormit. L-am scuturat și l-am întrebat: cum te cheamă, cine ești? N-a zis nimic. Atunci mi-am dat seama, spune fratele, că este o lucrare demonică, avem de-a face cu o lucrare demonică. Știind că am autoritate în numele lui Hristos, i-am spus: ție îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să-mi spui numele, cum te cheamă? Și a deschis ochii, s-a uitat la mine, spunea fratele, și vă spun, m-a luat de pe picioare. Am văzut în fața lui ca o față de leu. M-a auzit bine, spunea fratele, am văzut în fața lui ca o față de leu. Și mi-a zis așa, cu o voce profundă, gravă: mă cheamă legiuni. Nu legiune, legiuni. Fratele, în sinceritate, zice, am mărturisit, mi s-a ridicat părul pe mine de frică. Recunosc, zice, lucrul acesta, dar mi-am revenit repede știind că Domnul Iisus Hristos este cu mine și am zis: milioane să fiți! În numele lui Iisus Hristos vă poruncesc să plecați din sufletul acesta, din omul acesta. Acest bărbat s-a uitat, acest tânăr, la fratele și a zis, rânjind: s-o crezi tu? Noi nu plecăm! Nu este sânge care să ne poată scoate pe noi avară! Suntem mulți și nu plecăm! La care fratele a continuat în puterea autorității jertfei Domnului Iisus și a spus: da, dar sângele lui Iisus Hristos vă scoate afară. În acest sânge prețios vă osândesc și vă blestem să mergeți în iad înainte de vreme. Fratele mărturisește că acest tânăr a scos un țipăt, frații care erau acolo, surorile, s-au speriat, s-au întors, au crezut că au crăpat geamurile și pereții de acel sunet înfiorător. A căzut în leșin, spune fratele, și după aproximativ 20 de minute s-a trezit. S-a trezit și a început să se uite în jur, a întrebat: unde suntem? Nici măcar nu știa că este la biserică. Și am spus: ești în casa lui Dumnezeu, te-ai jucat cu păcatul și diavolul a avut acces în viața ta. El a început să plângă și să spună: așa este, așa este. Dar Iisus Hristos, pentru că ai venit în casa lui, te-a eliberat. Și acum el este gata, pentru că ești curat și liber, să te boteze cu Duhul Sfânt. Și fratele Lazar mărturisește că după aproximativ încă alte 20 de minute, acest tânăr a fost botezat cu Duhul Sfânt și a început să vorbească în limbi străine. În biserică este putere și trebuie să fie putere. Binecuvântat să fie Domnul! Iisus ne-a dat putere. Când el a murit, a distrus puterea aceasta a vrășmașului. Dar Scriptura zice așa, ca să ne amintească de responsabilități: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și apoi, împotriviți-vă diavolului. Dacă nu te supui lui Dumnezeu, te duci în fața lui și el te întreabă: dar cucuiul ăsta din perete, ăsta e al meu. Și haina e tot a mea. Vezi că eu vin în casa mea când vreau. De asta Scriptura spune: supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Binecuvântat să fie Domnul. Suntem chemați să ne supunem. Domnul a biruit. Dar ca să avem și noi această biruință și să umblăm în ea, nu doar să o spunem, trebuie să stăm supuși lui Dumnezeu. Să spunem: Doamne, Tu ai dreptate, voia Ta în viața mea, să se facă planul Tău cu mine. Încheie în această dimineață amintindu-ne de faptul că Domnul a venit să fie salvatorul nostru. Când luăm din pâine și bem din rodul viței, ne amintim că El a murit pentru salvarea noastră. Dar în același timp, Iisus Hristos a venit să fie și Domnul vieții noastre. El ne-a adus binecuvântări, ne-a adus înfierea, ne-a adus biruința, Domnul ne-a adus toate aceste binecuvântări, sfințirea. Dar toate acestea vin împreună cu responsabilități. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să seameni cu fratele tău mai mare, cu Iisus. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și El ți-a adus sfințirea, trebuie să fii sfânt în toată umblarea ta, în toate aspectele. De aceea ai grijă la ființa ta. Dacă ești în biruința lui Hristos, trebuie să trăiești ca un om biruitor. Domnul să te ajute la aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să lăsăm pe Iisus să fie nu doar Mântuitorul nostru, ci și Domnul nostru. Să primim toate binecuvântările Lui, dar împreună cu responsabilitățile pe care le aduce. Și Domnul în felul acesta ne va binecuvânta să fim...